Cea de-a cincea ediție a Spartachiadei Profesorilor s-a încheiat sâmbătă 9 septembrie, într-un cadru festiv cu premierea profesorilor care s-au situat pe primele locuri la cele 14 ramuri sportive la care s-au concurat în perioada 7-9 septembrie. Am încheiat ediția a cincea Spartachiadei Profesorilor, însă de mâine ne pregătim pentru ediția a șasea, pentru că munca este ușoară, însă când vedem și constatăm că ceea ce facem noi e din placul noastră, ne dă, primim imbol și asta ne face să facem lucrurile așa cum se cuvine. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei. Am avut colegi, participanți din filialele județului Suceava și alături de noi au venit în acest an un număr de 7 județe plus delegația din Bulgaria. Deci putem spune că acest frumos proiect și apreciat de către colegii noștri a crescut de la o ediție la alta tot mai mult și sperăm că la edițiile următoare să ajungem și să vină colegi din toate județele țării și să invităm delegații barem din țările vecine. Numărul participanților din acest an a fost cu mult mai mare față de anii anteriori. La cea de-a cincea ediție au participat delegații din 7 județe din țară și o delegație din Bulgaria. Vine de departe, de la Zadar, și eu doresc să felicit aleam clasificatelor din învățământul Suceava pentru această idee, pentru modul în care au organizat competiția. Am un singur regret că am venit doar singur, dar vă dau toate asigurările că la următoare ediție vom fi în număr mult mai mare din județul nostru. În ce scuze prietenului Valer care mi l-a făcut astăzi, la care sunt naș de ieri, fiindcă ne-am confruntat la tenis de câmp. Mulțumesc și de azi încolo este prietenul meu, alături de alți domni pe care v-am cunoscut și vreau să vă dezvălui un secret. O să furăm și noi din ceea ce am văzut la dumneavoastră și poate că facem și noi o surpriză și să ne numărăm printre cei care vom organiza și noi competiții sportive. Spartachiada Profesorilor a fost inițiată și organizată de către Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava și a fost sprijinită de către Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Primăria Municipiului Fălticeni, Direcția pentru Sport a Județului Suceava, Poliția Municipiului Suceava, Biroul Rutier, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Primăria și Consiliul Local Băsanci.